În timp ce conflictele politice ocupă toată atenția în spațiul public, străinii ne dau lecții de economie. Asta pentru că România este repetentă în multe domenii, lucru care îi gonește adesea pe cei care vor să dezvolte afaceri în țara noastră. Imagine if there was a highway, you take 1 hour to Brașov. How long does it take you to get from airport of Munich to Munich? The use of the potential of the country will also depend upon on the image, the perception of the country abroad. Obviously this influences investment decisions. România are în continuare un potențial mare de creștere. Acest potențial trebuie însă cultivat pentru a crește atractivitatea țării ca destinație a investițiilor. Obstacolele pentru valorificarea acestui potențial sunt bine cunoscute de mult. O infrastructură precară, o lipsă din ce în ce mai simțită de forță de muncă calificată, utilizarea scăzută a fondurilor europene, lipsă de predictibilitate și stabilitate a cadrului legislativ. Deși România a făcut mari progrese față de acum 10 ani, ambasadorii țărilor din Europa spun că marile companii au nevoie de stabilitate politică și de măsuri concrete pentru încurajarea tuturor sectoarelor. Altfel se vor reorienta către alte economii. Unii pași au fost deja făcuți. Marea Britanie susține eforturile autorităților române de a îmbunătăți climatul de afaceri prin combaterea corupției și creșterea transparenței în sectorul public. Au fost luate deja măsuri importante pentru îmbunătățirea condițiilor în mediul de afaceri, inclusiv prin adoptarea noilor coduri civile și de procedură civilă, precum și a strategiei naționale anticorupție. Printre avantajele obținute de România la un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeană se află și faptul că acum are dobânzi mai reduse la împrumuturile din piață, mai multe investiții străine și o creștere economică mai mare cu 75% față de acum 10 ani. Domnule profesor Vlad Nistor, cum vedeți apelul? Mă rog, apelul. E exagerat spus apel, dar oamenii sunt foarte atenți și mă uitam la discursurile ambasadorilor olandezi, da, era neamț, era și austriacul acolo. Și era și britanicul. Era și britanicul, da. Bun, nici măcar nu e atât de grav cum a fost în alte ocazii, ca să spun așa, și că atunci era vorba mai întotdeauna despre, hai să zicem, statul de drept cu sintagma la modă. Esențial sunt țări membre ale Uniunii Europene și noi de fapt suntem un fel de federație sau ne îndreptăm confederație către un viitor confederal teoretic această structură, deci pot să spună ce cred. Nu e uzual ca un ambasador să comenteze politica internă dintr-o altă țară, dar dacă e vorba de personaje care reprezintă țări atât de apropiate de România, lucrurile nu sunt foarte grave. Vreau însă să spun și eu două cuvinte despre ce cred eu că se întâmplă astăzi. Că inclusiv pentru mine, din Marea Britanie. Ca cetățean, în primul rând, dezlușirile, urmărind foarte atent de 25 de ani, 27 de ani ce se întâmplă în România, dezlușirea acestui episod, care e fără precedent. Nu cred că există în istoria lumii o construcție de acest tip. E adevărat. PSD-ul n-ar fi cum să iasă din capcana, din fundul colțul în care a ajuns, decât pe care unei moțiuni de cenzură. Dar îmi imaginez și eu cum prietenul meu, amicul meu, un personaj la care țin foarte tare, Ionuț Vulpescu, de pildă, va vota împotriva guvernului din care el însuși face parte. Pentru că nu trebuie să voteze împotriva lui Sorin Grindeanu, ci trebuie să voteze împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu. Așa cum și-a dat demisia, deci poate împotriva propriului său guvern și deci tot ce a făcut el la Ministerul Culturii din ianuarie încoace e atacat de propria sa intervenție. Dar asta e o discuție. Lăsați că s-a mai văzut, domnule profesor, când un deputat Ponta vota, da, avea ceva în o dublă personalitate. Și premierul dedubla, Ponta da, se dedubla. Făcea proiecte de lege nu, guvern. Mie mi se pare că din nefericire aici este vorba despre în primul rând e vorba de mult prea multe orgolii. E vorba despre cum bine ați spus, despre un context bizar, foarte, cum se cheamă, presant, în care
domnul Grindeanu a devenit prim-ministru după eșecul instalării doamnei Șaideh și în acel moment cred că ideea principală a domnului Liviu Dragnea a fost aceea de a instala un personaj foarte ușor accesabil, că nu-i zic controlabil. Păi și suceala asta a lui, suceala lui Grindeanu... Nu, că s-a dovedit că nu e așa. De la un moment dat încolo, din vari motive. Eu nu intru în detaliile pe care domnul Curea le-a adus în discuție, pentru că n-am dovezi, dar... Domnule profesor, care este întrebarea? Deci, eu știu că vă cer foarte mult, dar sunt convinsă că puteți face asta, având în vedere experiența dumneavoastră. Lăsați puțin politica asta și cu PNL-ul. Lăsați-le un pic deoparte. Știu că adversar fiind al PSD-ului, sunteți normal. Acum ai călcați în picioare. Aveți și toată puterea să dar o faceți. Dar să nu jubileze prea tare. Pentru că, domn profesor, cu drag vă spun, aveți un președinte care nu-i departe de Dragnea, din punctul de vedere al situației juridice. Nu-i deloc adevărat. A fost achitat în primă instanță. Nu e deloc adevărat. O să vedeți că istoria va dovedi.